Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Salut, mă numesc Luiza, am 39 de ani, locuiesc în Brașov, sunt creator de bijuterie handmade și instructor yoga. În seara asta o să fac o invenție a mea. Curry cu vânătă și cu năut, cu lapte de cocos. Ce fain e somotul! Mai a fost ca un moment dat, asta am în cămară. Hai să vedem cum se combină. E foarte gustos, uneori mergeau. Vânăta e foarte cremoasă, cocosul la fel. Alteori nu, erau niște dezastre. A fost o idee așa creață și am zis că dacă am timp. Și iasă așa crocanțele, bobițele de năut, știi, să fie cumva și ceva crocant. Am încredere în preparatul meu, mie îmi place foarte mult, e tare delicios. Nu știu ce să zic, că șefii sincer, că nu, e fără carne. Aș fi tare bucuroasă dacă aș trece în următoarea etapă. Eu sper că... Vedem acum. Aș vrea să arăt că pot să creez ceva delicios, hrănitor și să fie vegetarian. Mai mă vin roșu, am eu aici. Ia vezi că pun un pic de... Hai să vedem. Hai. Mamă, cu porumb mălai, ceva de genul. Hai. Oh. Orez. Ce okay. Porumb mălai, mă? Bă, aveam cu ideea, miroase. Miroase, știi unde? Miroase în ăla. Da, să știi vezi? Cum e un pic de așa. Deci, miroase de la iasminul ăsta, de la bazmani. Deci avem mâncare indidiană. Năut, cu orez. Mâncărica asta, sunt șocat, nu vine să cred. Dar asta deasupra ce sunt, Cătălin? Mamă, ce gust are, sunt șocat, nu vine să cred. Dar astea mici de deasupra ce sunt, Cătălin? Sunt șocat, nu vine să cred. Bine, dar ce sunt? Asta e năut prăjit. Năut prăjit, sunt șocat, nu știu ce să cred. Dar are gust de popor. Șocat, nu. Bine să cred. Punctul meu de vedere, în spate avem un guru indian. Sunt șocat, nu vine să cred. Profesor de yoga. Sunt șocat, nu vine, vine să cred. Sunt șocat, nu vine să cred. Păi nu este indian. Seară faină. Indian nu sunteți, dar profesor de yoga? Da. Serios? Da. Sunt ciocat, ce nu vine să cred. Yoga pentru ardeleni, e mai slow, așa. Cum adică yoga pentru ardeleni e diferit? Ce vreau asta? E altă postură. E yin yoga, dar e... Lin yoga. Yin. Cu Y. Sunteți instructor de yoga? Da. Cum ați ajuns instructor de yoga? M-a atras de când eram mai tânăr. Am practicat chiar înainte să plec la facultate, pe la 17-18 ani, cam așa. După aia cumva am pierdut contactul cu ea și la un moment dat, lucrând în corporație și fiind tot statică, și văzându-o pe mamaia mea, care era mai activă ca mine, ceea ce am zis că asta e forma de sport care pot să o fac eu, că nu sunt neapărat cea mai activă persoană. Și dumneavoastră, în momentul ăsta, doar cu asta vă ocupați? Cu clasele de yoga sau mai faceți și altceva? Creez și bijuterii, ca cercei ăștia, cu sârmă și cristale semiprețioase, mai lucrez și la copii. Și ce ne-ați gătit? Nu știu dacă este neapărat indiană, este o invenție a mea proprie și personală. A, invenție? A, ok. Așa, acum putem să... Sunt șocat. Și biluțele alea erau năut, Naut. Prăjit. Pur și simplu am vrut să fie o altă textură decât... Okay. Seamănă un pic cu... mâncați popcorn? Da. Și ați zis că mai rămân boabe exact, care... Exact, bobițele alea neprăjite, neexpandate, cam acolo se duce cu... Florin n-are de unde să știe, dar pe vremuri, în loc de cafea... Era năut prăjit. Asta, a, era năut, așa da. Era, asta era. Nechezol. A, ăsta era nechezolul? Asta era nechezolul. Asta se făcea cafea. Nu știam din asta. Mie mi s-a părut fantastic, am dat de el. Nu de cred. Am fost șocat și nu m-a venit să cred că, da. Că vă spuneam.
pierdut un joc în spate și trebuie să rămână. L-am văzut. Și trebuie să spună, sunt șocat, nu vine să cred. Da. După fiecare frază sau propoziție pe care o spun. Sunt șocat, nu vine să cred, dar să știți că mie mi-a plăcut mâncat. Oh, wow, super, mă bucur! Vă spun de ce. Iubitei mele îi plac combinațiile astea fără carne, cât mai strange, cât mai ciudate, cât mai... Iar asta știu, dar poți spune mai spus. Da, și mie mi-a plăcut asta. Simplu, dar simplu și lasă. Cumva asta e intenția mea, eu sunt vegetariană majoritatea timpului și... Acum ei sunt șocați și nu le vine să cred. Mă șcălătesc, efectiv, jur. Mă rup, m-a șocat. Deci sunt șocat și nu vine să cred. Deci dacă venea acum 2 ani doamna cu chestia asta, deci eu le făcea spumea la gură, efectiv. Da, sunt șocat, nu vine să cred. Doamnă, să știți că și eu sunt șocat și nu vine să cred pentru ce și cum a votat Scărlătescu. Vai, sunt șocat, nu-mi vine să cred că voi nu ați dat cuțit. Hai să vă zic de ce. Textura vinetelor este un pic cam dubioasă, e ciudat. E ciudat okay. Să mănânci în curry o vânătă care să fie atât de... Asta am vrut să fie cremoasă. Să fie da, cremoasă. Mucilaginoasă, a spus frumos. Okay. Sunt șocat și nu-mi vine să cred. Scărlătescu, de la o vreme încoace, apreciază foarte mult mâncarea vegetariană. Yay! Îmi pare rău că n-am reușit să vândă cât un cuțit. Adică sunt șocat. Să rău, la mulțumesc, mulțumesc și eu frumos. Stânga, acolo, da? Acolo, da? Da. Seară faină, pa, pa. La fel. Mi-a plăcut, jur mi-a plăcut. Te cred, dar nu-mi vine să cred că Cătălin sunt șocat. Ce este cu tine? Pa, bune? Nu sunt dezamăgită, eu m-am distrat. Mi-a plăcut ce a ieșit, adică... Când se va ieși oportunitate, da, mi-ar plăce să mai repet și să lucrez la vânata mea care să nu mai fie gelatinoasă. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.